Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale autobuzului se observă clar momentul impactului. În timp ce mergea pe calea de rulare a tramvaiului, autobuzul a fost lovit frontal de taxi. Accidentul s-a petrecut pe bulevardul Regina Maria. Taxiul circula dinspre strada 11 iunie. Am auzit bubuitura, am lăsat copilul la nevastă, m-am dus repede și am făcut tot posibilul ca să-i scot afară. Am zis să-i scot pe soștii afară ca să nu se întâmple incidentul cu flacăra, pentru că mașina ardea. În timp ce ardea, am luat foarte multe stingătoare ca să pot să îi salvez, i-am culcat pe toți jos. Taxiul a luat foc, însă a fost stins rapid. Șoferul a murit pe loc, iar pasagerul din dreapta a fost transportat la spital inconștient. Ceilalți trei erau conștienți, însă și au avut nevoie de îngrijiri și au fost transportați de urgență la spital. Din informațiile preliminare, conducătorul unui autoturism taxi, care circula pe bulevardul Regina Maria dinspre strada 11 iunie, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un autobuz din cadrul Societății de Transport București, care circula din sensul opus. Doi dintre pasagerii din taxi erau minori. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală și urmează să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat.